UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Am revenit agricultura la ort. Bun, vreau să mergem și acolo în vestul țării la foștii dumneavoastră studenți, la domnii Degianschi și actualii Mico. Fermieri. Actualii fermieri, da. A atins domnul profesor Tabără foarte multe subiecte și cred că în mare parte împărtășiți din părerile dânsului. O să încep cu tine, Alex. Da, în general, tot domnul profesor, sunt lucruri verificate și, bineînțeles, mulți fermieri s-au lovit cu capul de direcția aceștia tehnologiei. Și așa cum și zicea domnul profesor la urmă, și cred că și profesorul Șișești zicea că agricultura este și știința locului, pentru că nu putem să generalizăm, este important să știm terenul. De multe ori și eu fac anumite lucrări diferite de la un an la altul, este funcție de condițiile de sol, de umiditate, de culturi premergătoare, de utilajele ce le am disponibile. Foarte, foarte multe variabile care trebuie să luate în calculul gestionării unei ferme. Și când vorbim de suprafețe mai mari, de la sute de hectare către mii de hectare, deja trebuie să fie un pic organizare militară, pentru că nu se poate. Și toată lumea știe că într-o fermă se gestionează foarte mulți bani și tocmai de aceea nu ne permite să greșim. Vedem acum că a luat o raznă și prețurile de la îngrășăminte. Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc ce o să facă fermierii care nu și-au cumpărat din toamnă. Cosmin a fost un pic mai deștept ca mine, a luat mai devreme ca mine și a făcut cel o economie de bază potențială. Eu am fost un pic mai întârziat din punctul de vedere, să nu zic și mental, dar când am ascultat de sfaturi de mai multor fermieri să cumpăr, dar totuși am cumpărat la un preț decent, care îmi permite încă să fac ce vreau. Sfatul meu pentru toți fermierii este să nu cadă în greșeala, să dea la un sfert, la jumătate din cantitatea necesară, pentru că necesarul de substanță activă pe unitatea de suprafață sau pe kilogram sau pe tonă, la grâu clar este 22-24 de kilograme de azot substanță activă. Dacă dăm 12-10 pentru tonă așteptată, nu o să o facem. Nu o să facem mai mult rău și domnul profesor poate să confirme acest lucru. Se va ajunge ca culturile să arate foarte, foarte rău. Părerea mea este mai bine ne concentrăm pe zonele care avem bani să le fertilizăm sau care au anumite fermieri să le fertilizeze, anumite zone să le lase nefertilizate, pentru că până la urmă nu o să suplinim deficitul acesta mare datorită creșterii total nesustenabile a prețurilor la îngrășăminte și vorbim deja de am auzit azotat de amoniu la 4 lei tona, care este o cifră de-a dreptul ridicol. Anul trecut am cumpărat urea cu 1300 de lei tona și acum este aproape de 5000 de lei tona. Și închipuiți-vă ce se poate întâmpla. Al lucru pe care eu îl sugerez oricărui fermier să facă este să facă o agricultură cât mai rațională din punctul de vedere al utilizării pesticidelor. Că, din păcate, și vedem foarte multe cărți și, din nou, domnul profesor vă să confirme că sunt multe cărți care nu sunt la zi, sunt predate inclusiv studenților, care prezintă fenomenul agricol ca pe o obișnuință, ca pe o cutumă. Nu. Agricultura trebuie făcută fiecare parcelă tratată individual, fiecare boală tratată ca atare, cum nici medicii nu tratează oamenii la fel, doar datorită unei singure boli, așa există și specificul agriculturii. Pentru că eu pot să spun că am făcut economii foarte, foarte mari în fiecare an, utilizând sau neutilizând anumite substanțe, anumite, de exemplu, vă dau exemplu cel mai simplu, este
În 2020 am făcut economii de aproximativ 150-200.000 de euro la îngrășăminte, pentru că nu am mai dat ultima dos de la grâu, pentru că a fost o secetă foarte cruntă, o dădeam și o risipeam. Și până la urmă acel s-a dovedit a fi un câștig, pentru că nu aplicăm tehnologii doar ca să le facem, aplicăm ca să avem un beneficiu. Bun, Cosmin, tu știu că sunteți printre fermierii care sunteți în permanență atenți la toate detaliile. Nu știu, ați făcut și cartări agrochimice? Da, fac cartări agrochimice odată la câțiva ani, pentru că trebuie să verific ce am în sol și să știu ceea ce trebuie să aplic. Nu se poate altfel, nu mai facem agricultură după ureche. Dar ce zicea și domn profesor și colegul meu Alex, noi trebuie să aplicăm acea cantitate de îngrășăminte per tona de producție. Nu putem să avem abateri de la acele cantități care sunt testate și răstestate de zeci și sute de ani. Iar vis-a-vis de prețul îngrășământului care este în momentul de față, este cumplit. Eu sunt poate printre cazurile fericite, să zic așa, pentru că am avut inspirația să cumpăr îngrășămintele anul trecut, în primăvară, în mai-iunie, am cumpărat pentru tot anul agricol 2021-2022. Dar în cazul în care cumperi îngrășământul la prețul actual, ai toate șansele să lucrezi în pierdere. Bun, haideți să mai... ce se întâmplă. Să stăm de vorbă. Eu zic acum, dacă vreți să Alex, o luați așa strict, da. Scuză-mă, e un telespectator tot din zona voastră, din vestul României, care așteaptă de ceva minute. Domnul Ion Bugaru, din județul Arad. Iertați-mă. Bună seara! Bună seara! Vă rog, ați vrut să interveniți, vă ascultăm. Da, în primul rând vreau să felicit TV Agro TV cu prezentarea care o efectuați în frunte cu domnul profesor Tabără, cu tineri inginer Micu și Alex, și vreau să menționez că la Cosmin Micu, în zona Mănășturului, lângă Vinga, se face agricultură super performantă, super performantă. Și vreau să fiu în tonul lui domn profesor Tabără cu menținerea apei în sol. Vă rog. La Cosmin să face dezmiriștitul. După pețul premergătoare la rapiță, stă scula la capătul parcelei și așteaptă să se elibereze terenul. Nu așteaptă 3, 4, 5 zile după ce evaporația e maximă la razele că e căldură mare. După aceea, la Cosmin se vede aratul care e extraordinar. Cu asta începe agricultura, cu aratul. Aratul. Scula performantă de care a vorbit Cosmin Micu, cred că spune mult că domnul inginer Muscă, cu echipajul lui tehnic, s-a deplasat la Mănășturi să vadă într-adevăr cum se lucrează terenul. Deci și ăștia mici mai fac mai multă treabă ca pentru că știința merge înainte. Și mă bucur că toți trei sunt absolvenți de Institutul Agronomic de la Timișoara, inclusiv domnul Tabără, Cosmin Micu-i băștinaș din Mănășturi. Mamă să ai mănășturiană, adică lucrează pământul cu plăcere. Îi plăcere. Mai am eu o vorbă să spun, că nu orice câine prinde șobolani. Dacă nu ești agronom, să-ți placă meseria, n-ai ce căuta. Să faci naveta, să te plimbi. Nu merge. Corect, așa. Ce lucrează Cosmin cu el e fantastic. Eu la toată lumea le spun pe acolo, prin județul Timiș și Arad, băi, dacă vreți să vedeți America, mergeți la Mărășturi să vedeți lucrările la Cosmin Micu. Nu zâmbiți, că asta e. Știu și eu am fost acolo și la fel am spus. Și pe dumneata se te-aș ruga, am văzut pe la Giulvăsc, am trecut pe acolo unde lucrez. Nu zic eu. Micu lucrează pe a lui, la lui teren, pe care l-au reușit să-l cumpere cu
cu de unde a avut Cosmin bani ca să cumpere îngrășăminte. De la cultura de ors, care e cea mai bănoasă cultură și cea mai ușoară. Și fug agronomii de ea ca de dracu. Ca de dracu fug de cultura orzului. Știi ce producție a făcut Cosmin? Că am fost la fața locului pe combină. 9.000 și ceva de chile la hectar. La orz. 9.000 și ceva de chile. La soiul Zanzibar și Jup. Pentru că eu am făcut la Mănăștura, am făcut 7.000 de chile la orz, dar cu miraj. Ăla au fost numai câtva și s-au dus. Dar acum este soiuri performante. Fără supărare. Și atât am vrut să vă spun că îmi crește sufletul, pentru că anul trecut am depășit 50 de ani de agricultură. Am lucrat la Mănășturi 30 de ani pământul Mănășturului și 20 de ani la mine în sat, la Călacea, județul Timiș. Păi da. A bănuit domnul profesor Tabără că sunteți agronom jet-be-jet. Eu aș afirma nu pentru că a intervenit domnul inginer aici, pentru că dânsul inginer agronom. Dar este un om cu rezultate excepționale, poate că nu suficient de mult evidențiat, dar fiind în masa aceea a unor specialiști de superclasă. Cu zona aceasta Călacea Mănășturi, eu aș vrea să mai spun un lucru pe care l-a spus Alex Saci. Să știți că nici unii dintre noi nu suntem super pricepuți și putem da rețete de agricultură pentru toată țara. Și eu mă asociez unui mare om de știință francez, în grand culturi, are o astfel de afirmație și repetată, eu pot să expun o tehnologie care e verificată tehnic, dar întotdeauna cel care decide asupra tehnologiei este fermierul și este datorită cunoașterii locației unde face producția. Aici este și mare câștig a colegului Muscă și nu numai. Cel care cunoaște foarte bine particularitățile teren, una este la Giulvăz, unde este Alex, și alta este zona în care lucrează Cosmin. Nu poți să dai aceeași tehnologie și într-un loc, în niciunul din cele trei. Toate sunt diferite. Și cu atât mai mult cu cât ajungi cu elemente care îți perfecționează tehnologia în moment dat și pe care nu are cine să o cunoască mai bine decât cel care lucrează acolo. Aici este și secretul colegului, îndrăznesc să o spun, că suntem aproape de aceeași generație cu domnul Bugariu, chiar dânsul un pic mai mare, dar cu rezultate excepționale și cu un excepțional cunoscător de tehnologie. Sigur, la nivelul tehnic, dintr-o anumită perioadă, dar era întotdeauna la producțiile acelea care depășeau 5 tone la grâu. Și nu mai vorbesc de restul culturilor. Culturi de model. Nu crezi că greșesc, nu, domnul Bugariu? Așa e, sigur că da, domnul profesor, cam așa este. Cu Pușcă ne-am văzut, de mai multe ori ne-am întâlnit acolo la Călacea. Da, cu Pușcă, cu dumneavoastră. Da. Bun. În orice caz, mai vreau să adaug la cultura porumbului. La cultura porumbului, inginerul Micu a făcut o tehnologie, am uitat să vă spun că eu în 1984... am fost 3 luni în America, în statul Iowa, la cardonul porumbului. Și am, cu mâna pe suflet, să spun că pământul de la Mănășturi e aproape ca și cel din Iowa, din statul Iowa, unde am fost pe probleme de sămânță de porumb, pionier. Prima delegație din România, am fost 11 persoane, eu am fost din Arad și domnul Josu Fiertat de la județul Timiș. Și restul a fost după acolo, după lângă București. Și am văzut, acolo au predispoziția, n-am văzut culturi irigate, dar ce ploaie în perioada când am fost eu, aprilie, mai, iunie, 800 de mililitri în perioada de vegetație a porumbului. Da, da. Am văzut cu ochii mei acolo să cultivă trei culturi, porumb, soia și lucernă. Și arahide din timp în timp. Păi, dar înțeleg că domnul Micu a făcut acolo un sistem local de a putea iriga. Da, a făcut un sistem local de irigații pe care l-am început în 69-70 cu iliful, cu desecări și acum pe pont propriu a decolmatat canalele, a mai îndreptat acolo terenul, a nivelat și a cumpărat 2 agregate de irigat și a făcut minuni.
Dacă lucrează 200 de hectare în irigat, face cât 500 neirigat în zonă. Corect, corect, așa e. Da. Și mai are încă ceva cu depozitul. Depozitul, cum a spus domn profesor, integrat. Dacă nu lucrezi integrat, trebuie să fii super, super ca să nu ieși pe perdere. Corect. La legume, dacă România nu se apucă să facă integrat, nu face nimic. Tot cu asociații, cu nu știu ce, la legume. Legumele perisabile. Câte zile ține? O săptămână, indiferent ce depozit, două. Și dacă nu are prelucrarea legumelor să facă conserve, bulion, eu știu ce, acrituri și tot ce, nu rezistă legumele. Și văd că nu se face. Nu se face la noi așa ceva. Râdem că a fost fructusul la Timișoara și refacerea la Arad, unde duceai de la CAP, duceai că eram lep și lucram pe la CAP ca delegat, duceai produsele. Nu corespundeau la consum, la populație, le duceai la refacerea unde făcea bulion sau ce făcea din ele, varză sau ce era. Așa că mare bucurie mi-a făcut Agro TV prin prezentarea acestor domni de la Institutul Agronomic din Timișoara. Mă bucur că am reușit să facem lucrul agronomic. Bine a spus domnul Tavără că sunt puțin mai în vârstă ca dânsul, am făcut 78 de ani. Mulți înainte să fiți sănătos. Am lucrat în agricultură la capul parcelei și cu fără cravată 50 de ani. Bătuți pe muche, 50 de ani. Știi, să fiți sănătoși și mulți înainte. Ce ai spus, Cosmin? Am zis că știm noi de Nea Bugaru, că a lucrat peste 50 de ani aici, în agricultura zonei și, noastre. Și coleg cu tata. Nu? Așa da, este. Da. Cu tatăl tău. Da. Și tata lui Cosmin a fost șef de fermă. Și bun. Bun. Da. Bun, domnul Bugaru, mulțumim pentru telefon. Sănătate multă vă doresc. Știi, și vă doresc sănătate. Succes. Și multe emisiuni de genul acesta cu oameni ca și domnul profesor Tabără, care are o viziune despre agricultura României perfectă de bună. Mulțumim! Sănătate, Doamne ajută! 10 secunde de publicitate luăm acum. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit. Mă bucur că am reușit să îi facem așa o seară plăcută domnului inginer Bugaru. Alex, vrei să spui ceva până să intervină domnul Bugaru? Sau ți-ai pierdut ideea? Da, vreau, dar sincer nu mai mă duc aminte acum că am fost prea prins de discuții. Ce vreau să zic, da, Traian, dacă tot a deschis subiectul irigațiilor, este unul foarte sensibil, pentru și noi am început anul acesta, am reușit să irigăm în jur de 130 de hectare, așa într-un mod mai empiric. Am făcut, să nu zic prostia, dar demersurile, să curățăm toate canalele de la noi din fermă și din 220 de kilometri de canale, în jur de 160 sunt deja decromatate. Canalele principale, odată la 3 ani am intrat într-un rit să le decolmatăm. Și avem apă suficientă pentru a iriga suprafețe. În prezent suntem și într-un proiect implicați să facem o amenajare locală de irigații pentru 700 de hectare din diverse surse de apă. Suntem acum în dialog cu proiectanții de la ISPIF și sunt convins că fără apă nu se mai poate face. Și într-adevăr, apa într-o fermă, deci dacă într-o fermă 20% din suprafață ai irigată și 20% revin la problema mea de biomasă, ai plantații de biomasă, îți asigur fără doar și poate acea sustenabilitate și reziliența fermei, îți asigur, indiferent de ce calamitate naturală vine, o continuitate a business-ului pentru un an de zile garantat. Bun, vorbeam despre îngrășăminte, că sunt extrem de scumpe. Cosmin a reușit de bine de rău să-și le achiziționeze de anul trecut, din prima parte a anului. Au venit... Da, numai aș vrea să vă spun ceva, da. Ci
Cosmin, sigur, în situațiile acestea extreme, este admis o astfel, dar niciodată a lucrat pe stocuri nu este o rentabilitate. Dar iată că de data aceasta, având în vedere aceste situații imprevizibile și lipsa unor prognoziști de ai noștri care se vadă în viitor, inclusiv atunci când se iau decizii politice, iată, noi dezbatem, eu știu cât timp și nu găsim soluții cu legi. Faptul că ei de un an, cu un an înainte și investești banii și aplici îngrășămintele peste un an, nu este chiar o chestiune foarte comodă. Corect, așa. Este o perioadă fericită acum pentru că situația e de așa natură. Dar niciodată lucru pe stocuri nu este unul care să-ți aducă rentabilitate, pentru că e blocaj de bani. Da, vroiam să... Profesor, din experiența noastră, de fiecare dată când prețul la cereale este pe creștere și prețul la îngrășăminte este la fel. Știu, numai că... Datorită experienței acumulată să... de-a lungul anilor, Cosmin, Cosmine, acest fenomen... Dacă urmărești cu atenție acum, o să vezi că această creștere a inputurilor care vin îți depășesc rata de durabilitate și de venit sigur pe care îl ai. Profitul scade față de perioada anterioară. Chiar dacă eu măresc prețul la grâu și e clar că și contra celor care spun unii și anul viitor, la nivel mondial, prețul unor materii prime și a unor produse va fi foarte ridicat. Dar din același timp se dublează prețurile inputurilor. Și atunci pentru fermier, dacă nu intervine sistemul de susținere ca să-i mărește elementul de durabilitate și de siguranță a producției, el niciodată nu are o siguranță pentru mai mulți ani. Aici e problema mare. Uitați-vă acum prețul îngrășămintelor, cum spunea Alex, 4.000 sau 5.000. Închipuiesc că eu dau 100 de kilograme de ureie. Acum fazial în februarie, da? Sau pot merge puțin mai mult. Merg cu 60 de kilograme sau 80 de kilograme de substanță activă. Pe asta înseamnă 200 de kilograme. Cât mă costă ureia? Cât mă costă? Cum o regăsesc în bobul de grâu? În grâu, care îl vând pe urmă în piață. Nu? A fi pe zero la anul acesta agricol, ținând cont că nu avem alte majorări de prețuri și la ce am cumpărat eu îngrășămintele și marea majoritate a fermierilor au cumpărat cam în limita aceasta de prețuri, tot ce faci producție sub 5,5 tone de grâu la hectar este lucru în pagubă. Pe la floarea soarelui încep rentabilitatea de la minimul 3 tone la hectar. Ai realizat sub 3 tone? Nu ai cum să fii rentabil. La rapiță, norocul a fost acum o creștere bună a prețului, dar la producții care sunt de 2 tone, 2 tone jumate, nu mai ești rentabil. Aici este marea problemă, având în vedere costul acestor inputuri. Știți? Da. Vă rog. La cultura de rapiță niciodată nu am fost rentabil cu 2 tone per hectar. Păi sigur, chiar dacă aici au fost inputurile la un preț mai scăzut. Bun, vroiam să vă întreb dacă au venit traderii să vă facă propuneri, oferte pentru a vinde. Seara trecută discutam cu, de fapt acum două seri, cu alți colegi de ai voștri și spuneau că au primit deja 1,3 lei pe kilogramul de grâu. Cum e ca preț? Ar fi tentat să semnați la banii ăștia sau nu cred. Mai așteptați? Că anul trecut, experiența anului trecut ne-a demonstrat că cei care nu s-au hazardat și au mai tot câștigat. Așteptat, au avut de câștigat. Da, lucrul acesta că la mulțumim. Vă rog. Da, vă rog, Cosmine. Nu putem spune că 1,3 este un preț rău sau 1300 de lei per tonă. Chiar este un preț bun. Acum depinde cum vor evolua și prețurile pentru campania de toamnă, pentru că noi ne finanțăm din ceea ce producem în sezonul agricol actual. Dacă sezonul următor ne va aduce creșteri de preț de față de ce este acum, acum că 10-20%, vom avea o problemă și cu 1,3 prețul grâului. Te rog, Alex. La fel gândesc și eu, și Cosmin, bineînțeles că toată lumea acum
vine în fermă, îți aruncă praf în ochi, îți dau 1,30, îți dau 2,70 la rapid, îți dau tot ce vrei, adică față de anul trecut îți creștere aproape duble la prețuri, dar totuși nu trebuie să cădem tentați ca la teleshopping când toată lumea îți îndească oferte peste oferte și să gândim calm și rațional faptul că îngrășămintele s-au triplat, că prețul la pesticide a crescut cu 20-30%, că la sămânță au crescut prețurile foarte mult, să nu vorbim că forța de muncă nu mai este cea din anii trecuți, atât la mine în fermă și cât și la Cosmin, salariații sunt plătiți într-o manieră decentă. După aceea vorbim și de prețul utilităților care au crescut. Tot am avut parte de creșteri și creșteri. Trebuie să vedem dacă creșterea aceasta a grâului sau a rapiței poate să suplinească practic ce am avut, această creștere nejustificată. Sau mă rog, am înțeles. Bun. Hai să luăm publicitate ceva. Și după vreau să continuăm discuția asta și să ne spună domnul profesor Tabără la cât ar trebui să se vândă tona de grâu încât să fie un preț bun pentru fermier, după publicitate.